Bună ziua! Deoarece am văzut că vă plac citirile în cafea, astăzi am decis să fac o nouă citire în cafea și anume ce se va întâmpla în viitorul apropiat. După cum puteți vedea, sunt 3 ceași de cafea, ceașca cu numărul 1, ceașca cu numărul 2 și ceașca cu numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 căști. Cești care considerați că vă atrage mai mult. Și voi începe cu ceașca numărul 1. La ceașca numărul 1 pot să spun că în casă fiți atenți la cifra 3. Care sunt 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni, dar nu cred. Cred că e mai repede. Veți afla o veste. Dar este o veste bună. Aici în casă, nu știu, dar cred că sunteți o familie mai mare. Sau cel puțin vă strângeți, cred că întreaga familie cu mai, și or să fie foarte mulți copii adunați la un loc. Dar e prilej de bucurie, nu este prilej de tristețe. Cred că aveți ceva, o veste hotărătoare sau așteptați nașterea unui copil și nu știți ce nume să-i dați? Ceva de genul, pentru că aveți ceva unde cred că vă gândiți la mai multe nume și nu știți pe care să-l alegeți sau ceva de genul ăsta. Oricum, chiar dacă este o perioadă mai grea la nivel mondial, nu vă văd persoane triste, nu văd să fiți afectați de acest coronavirus, aceste. Chiar dacă mai aveți mici răceli, da, asta e posibil să mai aveți mici răceli, dar răceli obișnuite, nu răceli de coronavirus sau lucruri de genul. Pentru că văd că oricum sunteți destul de veseli, sunteți destul de liniștiți, senini, adică nu văd în casă a dumneavoastră nimic care să anunțe ceva de rău augur. Aveți o literă de T. Posibil ca persoana respectivă care este cu T să aibă un nume și cu P, dar nu este neapărat. Și e posibil să fie un bărbat cu aceste litere care vă dau vești și vă dau vești bune. Și cred că vă vine și în casă în cazul în care nu este deja în casă, dacă cumva este plecat undeva. Mai aveți o literă de E. Cred că faceți o reuniune de familie, ceva, oricum e ceva bun, ceva benefic. O mică, să spunem așa, o mică petrecere în familie. Oricum vă strângeți toată familia la un loc și sunteți fericiți. Asta e ce contează. După urmează o perioadă în care mai aveți mici neplăceri, dar nu sunt, probabil într-o zi o să vă supere cineva cu litera de L sau V, dar nu este o supărare mare, este așa un pic de, poate pe moment, ceva de moment, nu e ceva care să vă supere foarte rău.
Mai aveți o literă de A, care este în afara casei și se gândește la dumneavoastră. Cred că peste 8 ore, 8 zile, 8 săptămâni, chiar 9, veți afla din nou vești. Da, sunt vești bune, vești care vă vor bucura. Atenție, unii care sunteți căsătoriți de mai mult timp, să nu aveți ceva conflicte și să luați decizii de despărțire așa la foc automat. Adică gândiți-vă bine înainte. Da, la nervi toată lumea spune multe, dar nu faceți pasul ăsta să gândiți imediat de divorț, pentru că după veți regreta. Încercați să gândiți un pic cuvintele care le spuneți. Posibil să faceți și un drum în perioada imediat următoare. Și e posibil că la drumul acesta să vă aștepte o femeie, dar vă așteaptă cu vești bune. Dacă trebuie să rezolvați ceva, veți rezolva. La drumul ăsta veți pleca într-o săptămână, maxim o lună. La acest drum veți mai întâlni și o literă de M sau mergeți împreună cu litera de M. Oricum, la acest drum veți avea discuții cu niște persoane. Dacă sunteți părinte și aveți copii și mergeți la copii, veți fi împreună, dar vă veți simți bine, dar poate mai aveți și unele neplăceri, dar nu sunt neplăceri mari. Vă mai supărați, așa că poate vi se pare că n-au făcut ceva ce trebuia să facă și au făcut ceva greșit, dar nu e ceva rău. În casă cred că o să vă vină o literă de C. Urmează să vină sau se gândește să vină. Este o cană frumoasă și este o cană care în perioada imediat următoare nu e nimic care să vă umbrească fericirea. La capitolul sănătate probabil mai aveți mici neplăceri, dar nu sunt neplăceri atât de grave sau ceva de genul ăsta. Așa, puțin. Mici răceli sau mici disconfort. Sau... Deci nu, chiar nu aveți nimic de care să vă faceți griji. Cam atât am avut de spus pentru ceașca numărul 1 și voi trece la ceașca numărul 2. La ceașca numărul 2 aveți o literă de T și un L care vă dau niște vești, dar
Nu știu dacă sunt vești despre o sarcină, vești despre... Nu e ceva rău, dar parcă în prima fază nu vă bucurați de această veste. Dar după lucrurile nu vi se mai par atât de tragice. La această veste va participa și o literă de M. Probabil că auziți de vreo sarcină care vă ia prin surprindere și la care nu v-ați așteptat. Dar este de bine, nu este chiar dacă vă ia prin surprindere. În rest, în casă, lucrurile sunt bune. Lucrurile sunt liniștite. Nu. O să aveți probabil mici conflicte, dar nu foarte mari. Vă mai certați cu cineva, dar pot să zic că nu e ceartă, e mai mult așa niște contre. Nu e o ceartă, nu e ceva. Probabil ați dat o sumă de bani la cineva împrumut și nu e că nu vi dă înapoi, dar nu. Cred că se ține de promisiune să vi aducă în ziua în care v-a spus. Probabil vă mai amână puțin și asta vă poate întrista puțin. Dar până la urmă banii vi recuperați. Doar că și persoana respectivă în acest moment probabil trece prin situație mai grea și atunci chiar nu poate, nu că nu ar vrea. V-ați spus, cred că, o dorință. Acea dorință se va îndeplini, dar mai durează. Nu va fi chiar acum imediat. Aveți o literă de A care vă dă vești. Oricum, veștile pe care le veți primi sunt vești bune. Nu sunt vești rele în perioada imediat următoare. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca numărul 2 și voi trece la ceașca numărul 3. La ceașca numărul 3, zilele astea, cât de curând, veți primi o veste foarte importantă și foarte bună pe care o așteptați de foarte mult timp. Probabil vă gândiți să și plecați la un drum, dar cred că momentan drumul respectiv nu-l veți face. Îl mai amânați puțin. Și vă dați întâlnire cu niște oameni în casă și stați de vorbă. Da, așa, stați de vorbă de bine, de bucurie, de nu de tristețe.
posibil o literă de E sau F să vă vină în casă. Are această persoană, cred că este totuși o literă de E, doar că această persoană probabil știe ceva care știe că dacă vă spune, vă supărați. Și nu știe dacă să vă spună sau nu, sau să nu vă spună. Nu e că are ceva împotriva dumneavoastră, dar a auzit ceva, probabil de la cineva și nu știe ce să facă. Să vă spună, să nu vă spună, e un pic în dubii. O literă de S. Posibil, ori litera de S vine împreună cu litera de E, ori ceea ce vrea să vă spună este în legătură cu o persoană cu S. Dacă în cazul în care vă spune, pe moment vă supărați, dar vă și trece repede, nu vă văd persoane care să țineți exagerat de mult supărarea. Da, pe moment vă mai supărați, dar nu. Posibil să vă vină în casă o persoană de departe. Deci lucrurile stau foarte bine și la ceașca numărul 3. Deci în perioada imediat următoare chiar nu aveți de ce să vă faceți griji. Cam atât am avut de spus și pentru ceașca numărul 3. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like, să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc! La revedere!